Bună, dragii mei, eu sunt Violet și vă invit să meșteșugărim împreună. Salutare, drăguții mei, bine ați revenit la mine pe canal și de data asta avem un video lung, potrivit pentru un ceai, cafea și vă aștept pe voi să lucrați ceva, să tricotați, să croșetați, în timp ce eu vă arăt la ce lucrez, ce o să vă mai arăt și ce fire noi am primit, dar multe și multe alte informații, așa cum v-am obișnuit în aceste videoclipuri cu proiectele lunii octombrie de data asta. Un proiect este început în septembrie, iar unul chiar anul trecut și o să vă povestesc neapărat despre ce este vorba. Haideți să vă arăt primul proiect pe care l-ați văzut și în emisiunea de vineri, de vise împletite. V-am povestit că am început o bluziță și o să vă arăt, bineînțeles, toate detaliile, dar în primul rând haideți să vă arăt firele din care lucrez eu această bluziță. Eu am primit aceste fire, este vorba de bumbac de la Fibra Natura, da? Este o secundă, unde că era 100% bumbac egiptean mercerizat, Luxor, de la Fibra Natura. E un bumbac foarte moale, aș spune că este totuși semi-răsucit, nu este foarte, foarte răsucit. Și v-am povestit când v-am arătat, cred că garderoba mea sau că am nevoie în garderobă de bluzițe, da? După cum știți, în videoclipul, în cadrul emisiunii, v-am povestit diferența dintre bluziță și pulover. O să postez acel video și separat, dar bluzițe se referă că sunt niște piese vestimentare subțirele, da? Adică foarte subțirele, care se pot îmbrăca cu ușurință sub ceacă, sub sacou, sub palton și să nu incomodeze, să nu, da? Și revizuind de acum garderoba cu ocazia filmării acelor videoclipuri, mi-am dat seama că nu prea am bluzițe. Am pulovere foarte multe, da, din fire de lână, dar pentru toamnă, primăvară, e nevoie de amestecuri de bumbac și ceva mai subțire și mai finuț. Și atunci acest cadou de la Ramona, mulțumesc Ramona Butilcă pentru aceste fire, s-a potrivit de minune, ca și grosime, cu firul Alize Cotton Gold Fine Baby. Eu din acest fir am lucrat schema cardiganului Rosa, care a fost în cutia lunii septembrie. Și îmi place foarte mult calitatea acestui fir. E un fir delicat, e un fir subțire și în momentul în care combinați firele, mereu trebuie să țineți cont de grosimea lor, da? Să fie cam de aceeași grosime și cam de aceeași compoziție. Dacă ăsta este bumbac, acesta este bumbac amestecat cu acril, deci se potrivesc, da? Și ne uităm la metraje. Deci în 100 de grame 470 de metri, adică în 50 de grame avem 235 de metri, corect? Corect. Ai aceste gheme, eu de ce am făcut în 50 de grame? Pentru că acestea sunt bobinate în 50 de grame și are, unde sunt indicațiile, 50 de grame, 125 de metri. Deci, asta înseamnă că ăsta este un picuț mai gros, da, decât acesta. Dacă ăsta are 235, ăsta are 125, da? Dar în același timp, eu punându-le unul lângă altul, să știți că metrajele nu sunt întotdeauna, cum să zic, ca și vizual, ca și textură, nu întotdeauna sunt exacte, ca să zic, că dacă le puneți unul lângă altul, o să vedeți că din cauza răsucirii sau din cauza modului de prelucrare a firului, chiar dacă acesta este mai gros, ăsta fiind mai expandat puțin, da, Cotton Gold Fine, ele se potrivesc împreună, da? Diferența ca și grosime este atât de nesemnificativă încât merg și atunci am decis să fac până la urmă, mă scuzați, e Fifi care sare pe mese. Așa. Unde m-am oprit. Deci le-am văzut că se potrivesc ca și grosime și atunci îmi îndeplinesc visul de a-mi face o bluziță în tungi. V-am spus că îmi doream de foarte mult o bluziță, dar să nu am cam numărătură aici de rânduri, să nu ratez ochiurile de la mâineca. Așa, hai să întorc asta.
Bun. Și atunci, de mult vă spuneam că îmi doresc o bluză cu dungulițe și am început această bluziță. Nu fac tutoriale pentru că e o bluziță foarte, foarte simplă. Poate o să vă arăt așa când o să fie gata, poate vă povestesc despre ea mai multe, dar cert este că am lucrat-o cu spatele mai lung, da? Și vedeți că în partea de jos nu i-am făcut niciun elastic, am lăsat-o cu ochiuri pe față, vreau să încerc o metodă nouă de a prelucra marginile și dacă o să-mi iasă, o să vă filmez tutorial, da? Vreau să încerc să-i fac ceva jos ca să nu se răsucească, dacă mi se pare. Iar pe porțiunea, cum s-ar zice, dungile, eu am făcut un eșantion și vedeți, uitați, am lucrat două rânduri. Aici avem cu alb, da, cu firul alb, sunt lucrate ochiuri pe față, corect? Totul este cu ochiuri pe față. Alternanța am făcut-o la aceste dungi blămaren, da? Vedeți, prima dunguță alcătuită din două rânduri. Am lucrat cu ochiuri pe dos aici. După aceea, 6 rânduri cu ochiuri pe față, 2 rânduri cu ochiuri pe dos, 2 cu ochiuri pe față, încă 2 cu ochiuri pe față, încă 2 cu ochiuri pe față, alternând culorile și... două rânduri cu ochiuri pe dos. Nu e un model foarte simplu și iarăși aici avem 6, un rând, adică două rânduri cu ochiuri pe dos, 6 și tot așa mai departe, da? Deci vedeți, cam asta este alternanța de... bineînțeles că voi puteți să faceți, să alternați cu culorile și dungulițele cum doriți, cum preferați, eu am ales să fac așa. Nu vă speriați că este denivelată lucrarea, așa este... orice bumbac pe care lucrați cu andrele, dar după ce se spală, acest bumbac se întinde foarte frumos și toate ochiurile se așează așa cum trebuie. Da, acum este un proces de lucru. Și am lucrat fața și spatele, făcând la răscroiala de la mânică, răscroiala clasică pe care o aveți la mine pe canal, aveți separat răscroiala mânică, răscroiala gât, cum se face, da? Și le-am... am cusut la umeri bluzița, iar pentru mâine, că vă spuneam în emisiune că am aplicat metoda cu mâineca, adică cu încărcarea ochilor, plecând de la răscroala de la sub braț, adică de la mâineca, și am început să lucrez mâineca, da? Prinzându-mă fără ca să fac aici cusături, da? Eu m-am prins direct de față și spate. Pe tema asta aveți un videoclip separat la mine pe canal, cum să începeți lucrul, da, plecând de la răscroiala mânecii. Și acum îmi lucrez prima mânecă, mai am a doua și dacă v-am spus, dacă mi se pasiența, vreau să testez ceva nou pentru partea de jos, o să filmez și o să vă arăt. Dacă nu, o să încarc ochiurile pe andrele, pur și simplu, și o să-i fac ulterior o margine cu elastic sau vedem. Totul este o improvizație. După cum vă spuneam, nu am ce tutorial să filmez la acesta pentru că sunt ochiuri pe față și am băgat eu niște dunguțe aici. N-am făcut scăderi sau mulțiri pe lateral. Este lucrată pe drept bluzița. Doar la subbraț am făcut scăderi, la guler și mâine că am plecat de la ochiurile de pe răscroială, da? Până acum, toate bune și frumoase, merge proiectul foarte încet, lucrez pentru că foarte rar, de obicei în weekend mă leg de el și vă spun de ce. În timpul săptămânii eu am planificat așa organizatorul, că multe dintre voi mă întrebați, a venit și Fifi, multe dintre voi mă întrebați cum reușesc să le fac pe toate prin planificare și organizare. Și o să fac o paranteză că am văzut acum că se vede în cadrul bluza asta. Eu am luat dimensiunile, vedeți, am o bluziță de la Zara care îmi place foarte mult, subțirică, da? Zara Knit. Subțirică și m-am luat ca și dimensiuni după ea, ca să îmi fie mai ușor, ca și lungime, ca și... Fifi, mulțumesc frumos pentru prezența ta, ești o delicată și o frumoasă și înțeleg că vrei să apare în cadru, da. Bun, și o să iau bluză, deci că nu mai am nevoie de ea. M-am uitat mai mult ca și lungime, pentru că bluza asta pe care o am eu de la Zara este scurtă, mie mi se pare foarte scurtuță și eu m-am ghidat după ea ca să fac un pic mai lungă cea pe care mi-o tricotez eu. Așa, revenind la oile noastre, ce vă povesteam, prin organizare,
reușești să le faci pe toate, pentru că eu lucrez și la proiectele pentru cutiile lunii și mai lucrez și pe comandă câteodată. Am planificat în felul următor, eu de luni până vineri, când de obicei tricotez dimineața la cafea, înainte să plec la muncă, și seara după ce mai termin treburile casei sau le fac în paralel. Ce înseamnă asta în paralel? De exemplu, eu mă întorc după amiază de la treburile mele și când ajung acasă, în primul rând, bineînțeles că îmi... mă schimb în hainele de casă și de obicei mi-au o jumătate de oră de pauză în care stau și urmăresc filmulețe pe YouTube și lucrez ceva, da? Mulțumesc, Fife, pentru acest cadru mirific în care tu mă muști, mă lingi și faci tot ce vrei tu, că până la urmă e canalul tău ăsta și normal că tu poți să faci ce vrei tu. Da. Și în acea jumătate de oră cât mă uit pe YouTube, când ajung acasă, mai lucrez ceva. Ulterior, ca să fac treburile casei, lucrez jumătate de oră, după aia un 15 minute, 20 de minute mă ocup de ceva, fie bag la spălat, fie spăl, nu știu, spăl vasele, fie pun la fiert o ciorbă, fie, nu știu, fac ceva. Și la fiecare jumătate de oră sau 4-5 de minute, cam 15, ca la școală, știți, 15 minute dedic lucrărilor casei. Și de atunci, de luni până vineri, eu lucrez la cele care cumva țin de jobul meu, adică comenzile și schemele pentru cutii, iar vineri seara, sâmbătă, câteodată și duminică, eu n-am chestia asta pentru că o fac de relaxare, duminică după amiază de obicei, că na, dimineața este slujbă, după amiază nu mai este, cât stau, mai citesc, mai alternez așa și pot să mai lucrez puțin la proiectele mele de astea pentru mine, cum ar veni, știți? Și bluzița asta este lucrată, de asta durează așa mult, pentru că o lucrez de obicei sâmbătă puțin, când și cum apuc, da? În weekend îmi permit mai mult să lucrez pentru mine, ca să spun așa. Și tot în weekend filmez tutoriale, fac poze, da? Mă joc cu Fifi, deci cu asta ne ocupăm și treburile casei. Dar așa îmi organizez eu timpul și... s-a dovedit a fi eficient. În același timp, chestia asta că mă ridic odată la jumătate de oră ca să fac niște treburi ale casei, combin utilul cu plăcutul, adică nici nu îmi distrug vederea stând ore în șir și lucrând, în același timp nu vă plictisiți, da? Pentru că tot timpul aveți sus-jos, sus-jos, da? Nu vă plictisește să faceți aceeași activitate mereu și în alt ordine de idei, așa le reușiți să le și faceți prin casă treburile, da? Că, na, prima dată, în prima pauză, ca să zic așa, am curățat legumele, le-am pus la fiert, în a doua mă duc și mai amestec puțin în oală și așa mai departe. Cam așa este programul meu și mai am un proiect pe care îl chinui de anul trecut și totuși o să vi-l arăt pentru că acum mi l-am scos din dulap făcând ordine în lucrurile mele tricotate și totuși am ajuns la concluzia că trebuie să-l duc până la sfârșit pentru că nu a mai rămas atât de mult și o să vă arăt imediat despre ce e vorba, nu știu cum o să reușim de Fifi, dar încercăm, așa-i? Așa-i, da. Ne descurcăm cum putem. Eu testez și un fir nou și am testat aici un raglan nou. Acesta este firul Rosarias Sensia, Rosarias 4. Firul acesta nu mai știu, l-am primit cadou sau l-am cumpărat eu de mai demult, nu mai știu de unde l-am luat, în fine. Este 28% poliamid, 42% acril și 30% kid mohair, da? Și am început eu să fac aici. Am testat mai multe tehnici, nu am ajuns încă la un numitor comun, adică în ce sens? Mie încă, eu nu sunt mulțumită încă de rezultat. O să încerc să vă arăt cum, nu știu cum și nu știu așa, cum că am capete pe aici. Este vorba de o bluză cu un număr gol, da? Deci aici pe partea asta să văd care dintre ele. Oh, tra-la-la, stai să vedem, să vedem, să vedem. Care este. Da, deci așa vine, da? Deci, practic, asta vine pe umăr, îmbrăcată pe umăr, iar asta este cu umăr gol, da? E o bluză asimetrică. Și eu am testat aici un nou tip de raglan, sau, mă rog, am încercat, vai de mine și de mine, nu mai filmăm noi azi, nu mai filmăm, nu filmăm azi.
Bineînțeles că vede fire moi, vede fire pufoase și uite așa ne strică nouă cadrul, da? Și acum stăm și ținem pisica, așa? Nu mai filmăm. Așa, păi da. Stăm și mângâiem pisica. Ce să facem și noi? Da? Bun, și când doarme Fifi, o să vă povestesc despre fir. Eu am început să lucrez cu niște andrele foarte mari. Ia să vedem ce scrie pe etichetă. Între andrele 3 și 4, da, eu am impresia că am 3,5. Pentru că ce se întâmplă? Firele astea pufoase, v-am mai povestit eu, ele după ce le spele expandează, da? Și se fac mai pufoase și atunci m-am gândit că nu degeaba producătorul ne indică un număr așa de mare de andrele, pentru că e clar că acest fir va fi expandat după spălat. Singura, nu, da, înțeleg că îți place asta, da? Uite așa se fac ghemele la noi, se testează de Fifi. Vedeți în direct cum se întâmplă. Gata, las-o! Las-o! Hai bine, hai, joacă-te! Eu am lucrat cu andrele 3,5. Băi, ăsta nu e șobolan. Dă-i drumul. Nu ne înțelegem azi. Am lucrat cu andrele 3,5 și am observat că acest fir, vedeți, este adică are porțiuni unde este mai subțire, unde este mai gros, da? Dar efectul este unul foarte, foarte lejer. Eu am încercat să găsesc o alternativă pentru că am lucrat foarte mult cu brașta alpaca silk de la Drops. Gata, lasă-l, lasă. Și am zis că hai să mai testez astfel de fire subțirele și pufoase ca să mai schimb puțin, că tot am lucrat cu brașta alpaca așa și îmi place foarte mult și îl testez pe acesta. În acest moment nu pot să vă zic că sunt înnebunită după acest efect, încă nu știu ce să zic. Aștept după ce o să-l spăl să văd cum se va modifica până una alta. Am încercat aici un tip de raglan, dar mi-am dat seama că nu e firul bun pentru astfel de raglan. Vedem. Mai testez, mai așa și dacă îmi ies calcule, eu calcule matematice le-am cam făcut, dar nu trebuie să găsesc firul potrivit pentru acest raglan. Pe viitor pot o să fac și tutorial. O să vă arăt bluzița când o să fie gata, pentru că eu am lucrat o mânecă. Adică lucrez o mânecă, am ajuns aproape la final, mai am o mânecă și în partea de jos am zis că lucrez în lungimea în funcție de cât îmi ajunge firul. Nu mai știu dacă mai am un ghem, parcă 3 gheme am avut în total. Gramajul ghemelor este 50 de grame și are 475 de metri, deci vă dați seama, este un fir foarte, foarte subțire și plin de colții lui Fifi. Așa. Dar astea fiind hăinuțe pentru mine, eu o las pe ea. În general, când lucrez pe comandă, eu nu îi dau voie să se bage în fire, să stea să mi le umple de păr. Nu o las. Doar astea care sunt pentru mine, poate să facă ce vrea cu ele, că oricum eu le spăl, așa. Deci asta este al doilea proiect. Este început anul trecut în iarnă, fetele, în decembrie am vrut eu să-mi fac această bluză pentru Crăciun și până la urmă nu n-am mai reușit, am lăsat o baltă. O să vă anunț dacă o să-mi placă firul. Momentan nu știu ce să zic. Greșeala pe care am făcut-o cu acest fir este că eu, fiind atât de subțire și eu știind că nu o să-l pot să-l desfac ulterior, eu n-am făcut eșantion, trebuia să fac eșantion și să-l spăl ca să văd cum se comportă. Dar având doar 3 geme, nu știu, mi-a fost cumva milă să-l stric pe eșantioane, că știam că oricum ulterior nu o să pot să desfac eșantionul și mi-era frică că cele 3 geme nu o să-mi ajungă pentru ce-mi doresc eu și bla 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 și bla bla bla, da? Astea sunt cele două dintre 5, că mai am încă 3. Lucrez acum la cutia lunii noiembrie, decembrie și am început și calcule pentru ianuarie, să vedem, pentru că durează procesul și le fac din timp, încerc să le fac din timp, da? Iar acum vreau să vă arăt ce fire am primit cadou și care urmează să le testez, da? Fifi, stăm așa sau arătăm tot cu tine aici, da? Primul pachetel a fost de la Mihaela Marian, corespondentul nostru de Vise Împletite de la Brescia. Ne-a bucurat în toamna asta și pe mine și pe Clau cu un pachetel. Și, uitați, pentru bio cu un unicorn aici, așa, am primit de la Mihaela
două geme. Stați că le-am... Mama mie! Eu le-am legat așa la loc sau erau așa de Mihaela? Nu mai țin minte. Așa, hai să vă arăt. Da. Un filo di passion, da? Foarte moale, foarte moale acest fir. Și este alpaca, deci are 63% alpaca, 37% acril, da? Scrie că spălat la, trebuie spălat la 30 de grade. Și vreau să văd și metrajul. Ia să vedem dacă... stați că era scris aici, da, chioara de mine. În 50 de grame sunt 265 de metri. Foarte bună, foarte bună gramajul, foarte moale firul ăsta. Foarte moale și mă tot gândesc ce să fac din el. Deja am o vestă, că el mi-ar ajunge mie pentru o vestuță, dar am deja o vestă albastră, tot din alpaca. Și parcă nu-mi vine să port. Șaluri nu prea port eu. Nu prea port șaluri. Mai rar. Și atunci mai am eu niște fire. Mă gândeam poate să fac o combinație. Tot așa, ceva cu dungi. O să caut eu prin cămară cu ce s-ar potrivi și cred că o să-mi fac tot o bluziță, pentru că firul este subțirel. Și o să meargă foarte bine cu o bluziță tot așa în dungi, mă gândesc eu. O să caut o culoare care să se potrivească cu turcoazul acesta. Și cred că îmi fac o bluziță în dungi. Dar mă mai gândesc, încă nu sunt convinsă. Firul este extrem, extrem de moale. Mulțumesc din suflet, Mihaela. Abia aștept să-l testez. Îmi plac foarte mult firele italiene. Sunt de o calitate super și cu toate cu care am lucrat chiar mi-au plăcut. Și Mihaela mi-a mai trimis un fir pe care eu de mult îl vroiam să-l testez, foarte de mult timp, dar n-am reușit. E un fir tip panglică, vedeți? Din el se lucrează tot așa, e șarfe. Da? Uitați ce fir e. Foarte mișto. Foarte, foarte mișto. A primit și Claunul la fel și abia aștept să-l testez. Nu știu când o să vină și la acesta fir, dar ne-a... firul, auzi? Când o să vină timpul. Nu, 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 Fif, nu, 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 dă drumul, dă drumul. Așa. Firul este de la Mondial și se numește Voland, da? 100% acril, așa, și în 50 de grame sunt 32 de metri. Foarte interesant, și că nu se calcă. Păi și cum se desfac astea? Dacă trebuie să mă documentez cum se lucrează firul ăsta, că este o tehnică specială pentru el. O să mă documentez și neapărat o să-mi fac, mai ales că... am hăinuțe exterioare și am un paltonaș scurt la care merge culoarea asta mov, că e, paltonul este turcoaz. Da. Și ar merge un fularel mov, auzi. Tot în coletul de la Mihaela era și o carte pe care am primit-o atât, adică să o citesc eu și cu Clau. Uite aici mi-a rămas. Și o să vă mai povestesc ceva referitor la cadoul de la Mihaela. Cinder, Cronicile lunare de Marisa Mayer. Romanul de debut al Marise combină o poveste clasică cu un strop determinator și războiul stelelor în prima carte a Cronicilor lunare. Aha, remarcabilă, bun. O să abia aștept să o citesc. Eu prima dată să văd, ori o citesc eu, ori eu dau lucru, vedem cum ne orientăm. Și voiam să vă zic ceva, că în... Ce vrei, Fif? Miroase ceaiul. În cadoul de la... de la... Mihaela, era un pliculeț de ceai cu melisă. Știți că acest melisă are proprietăți de calmare, de liniștire. Și de asemenea în colet, că nu mai este aici, mi-a pus mi-a scris o scrisoare și în scrisoare erau șervețele. A zis că în cazul în care mă bufliște plânsul să am șervețele. Deci a fost atât de haioasă, deci mi-a plăcut enorm de mult mesajul tău, Mihaela. Nu... Și Fifi l-apreciază. Deci noi azi filmăm aici. Noi filmăm, da, e foarte cald și ei place să stea aici pe masă, pentru că masa este lângă geam și o bate soarele și eu acum i-am invadat spațiu, pentru că e locul ei unde stă ea la soare
Și astăzi fiind soare, bineînțeles că Fifi avea dezlegare la stat la soare. Hai să strângem astea de aici, că nu ne înțelegem. Uitați-vă, vreți să vă arăt ceva? Uitați, uite așa, vreți? Uite așa la mine Fifi lucrează, hai! Așa, așa se lucrează, draga mea, așa. Ha, așa, bravo, bravo. Uite așa tricotăm noi, dacă vă puneți voi întrebări, cum reușesc eu să le fac pe toate. Uite așa, Fifi îmi amestecă ghemele și eu lucrez. Bun, să ne întoarcem la oile noastre. Deci, mulțumesc, Mihaela, încă o dată pentru acest cadou. Și în același, ca să zic, vorbind despre... tot despre cărți. Hai, mamă, dă-te jos, te rog, de aici. Am primit de la Alexandra tot așa o carte la două, că noi dacă tot facem schimb de cărți cu Claudia, fetele ne mai trimit cărți și le citim împreună. Claudia a citit deja cartea și a ajuns la mine, Alexandra, un bărbat pe nume Ovi. Am înțeles de la fete că e foarte interesantă, mi-a zis și Alexandra și Claudia că e o carte foarte interesantă și abia aștept să o citesc. Eu am acum pe noptieră tot o carte primită de la Alexandra mai de mult, Plânsul lui Nice, și v-am să vă spun că e o carte mai greluță, e psihologică. Dacă sunteți pasionate de psihologie, puteți să mă întrebați de ea. Nu este pentru, adică nu oricine gustă așa ceva și nu oricine are, cum să zic, preferința asta. Mie îmi plac în general și cărțile psihologice, îmi plac și romanele istorice, îmi plac povestirile, în general cărțile bune. Și asta am zis că e una dintre o carte foarte interesantă. Un bărbat pe nume Ove a cucerit o lume întreagă prin modul irezistibil, plin de umor și tandrețe, în care explorează teme grave precum pierderea, bătrânețea, diversitatea, toleranța, principiile morale, prietenie și speranța. La final, nu aveți cum să nu-l adorați pe Ove. Abia aștept să termin cu Plânsul lui Nice, trec la Ove și mai am cărți foarte bune, dar acum sunt în căutarea acelei cărți pe care a recomandat-o Luminița Toma în emisiune, Femeia în alb. Vreau să o citesc neapărat. Am sunat deja o mătușă care are o bibliotecă foarte mare și am rugat-o să caute dacă are în biblioteca acea carte. Dacă nu, facem noi rost, am vorbit cu Clau, o găsim noi și tot o citim. Ne-am propus ca să citim mai mult, pentru că toată pasiunea asta cu tricotatul și croșetatul mie mi-a mâncat foarte mult timp și scrisul de scheme, și eu înainte citeam o carte pe lună. Deci eu ani de zile am avut ca și scop, ca și target, să citesc o carte pe lună. Și în ultimii 2 ani nu am reușit să fac asta, am citit foarte puțin și acum vreau să recuperez neapărat să recuperez această, ca să zic, bun. Mai trecem puțin. Printre altele, am cumpărat și revista Lucru de Mână. Am văzut-o la chioșc. Și știu că sunt schemele și descrierile sunt foarte greoaie și nu prea pot să le lucrez din această revistă. Eu am încercat de mai multe ori, dar în același timp eu o cumpăr în continuare. Pentru că mă mai inspir, mă mai uit ce la modele, la fire, la combinații de culori, dar este o revistă care îmi place și mi-a atras atenția pledul de pe copertă. O să vi-l arăt eu, nu știu dacă am voie să vă arăt modelele, de fapt eu nu arăt schemele, vă arăt doar modelele, cred că am voie să arăt doar modelele care sunt în ele. Sunt pulovărașe, uitați-vă, aveți aici și ceva cu jacard, alte pulovărașe. Îmi place să mă uit la combinațiile de culori care apar în revistă. Ăsta este un cardigan, uite, foarte asemănător cu cardiganul meu rosa, dar mă rog, e cam aceeași croială, dar e din altă poveste. Ăsta mi-a plăcut foarte mult, patronașul ăsta mi-a plăcut. Nu m-am uitat la descriere, dar sunt sigură că e chineză, pentru că v-am zis, nu... Eu mă uit așa la ochiometric, la croier și mă mai inspir. Ia uitați-vă, iarăși o vestă cu torsade, foarte bună ca și idee, da? Șosete. Și mi-a atras atenția că de asta am luat-o, care niște modele pentru bărbați. Știu că multe dintre voi doriți să lucrați pentru bărbați și nu prea există scheme pe YouTube. Puteți să luați revista și uite să vă inspirați de aici. Uitați-vă, modele simple, foarte drăguțe, uite ce pled frumos, un pled foarte, foarte frumos din bucăți, vedeți? Făcut de bucăți, din diferite, porțiunile sunt cu diferite modele și toate cusute între ele, da? Și mai este și o pătrică de bebe, foarte frumoasă. Și am mai, asta mi-a atras atenția și neapărat vreau să comand coton gold.
deci ăsta din Cotton Gold, Alize Cotton Gold, pledul ăsta, ia uitați-vă ce combinație frumoasă, deci este, ăsta mi-a atras atenția, verde cu cărămiziu și cu galben și cu verde deschis. Nu e așa? Deci mă duce cu gândul la... Ăsta e mai bărbătesc, vedeți? Ăsta mi se pare puțin mai bărbătesc așa cu culorile astea. Mă duce cu gândul la toamnă, ceai, scurțișoară, cafea, da? Ia uitați-vă, altă combinație de maro, gri, bej și green keys. Da? Stai că mi s-a oprit camera și nu mai știu la ce pagină eram, da? Deci vi l-am arătat pe ăsta. Mai avem niște căciulițe, ornamente de Crăciun, niște fructe, legume, dar nu știu de ce se croșetează așa ceva, poate doar pentru poze. În fine, suporturi pentru ceai, niște jucărele, drăguțele, da? Eu zic așa, câteodată mă mai răsfăț cu astfel de revistă, că uite, mai clătesc și ochii și le am acolo, nu știi când îți vine vreo idee. Broderii, bineînțeles că această revistă conține foarte multe broderii pentru cele pasionate. Ia uitați-vă ce mișto e un plic din... canvas și pe el brodat cu acu, probabil, cu sud. Și la final avem schemele, da? Deci, v-am zis, eu revista am cumpărat din cauza acestor culori. Ați mai văzut așa ceva? Și văd că s-a ieftinit, că înainte era parcă 15,99, nu știu, acum am văzut că 13,99. Nu știu dacă s-a ieftinit sau poate eu le confund cu alta, că mai cumpăram înainte burda, poate o confund cu burda, nu știu. Da? Și mi-a plăcut ăsta de pe spate, nu este în schemă. Dar cu Alize, uitați-vă modelul, cu Alize Lana Gold Classic, miau-miau, ar fi foarte, foarte de efect, da? Asta voiam să vă mai arăt și mai am un cadou primit de la Lenuța. Lenuța din Anglia și să vă arăt pe rând, am primit o plasă. Ați văzut la Clau, cred că Claudia v-a arătat cadoul ei, vai de ce grea e, cu dalmațien, dar vreau să vă arăt altceva, ce bineînțeles că încă o carte. The Lady of the Rivers, Filipa Gregory. Lenuța m-a auzit pe mine într-un videoclip că îmi place această scriitoare, Filipa Gregory. Ea scrie în general romane istorice, cu acțiunea se întâmplă în general în perioada regilor în Anglia. Și ce m-a impresionat cel mai mult, că eu în general mi-a plăcut că mi-a ghicit așa durerea mea. La noi se găsesc câteodată sau nu cărți în engleză sau dacă se găsesc sunt destul de costisitoare sau nu. De obicei mi-e frică să cumpăr cărți în engleză pentru că poate să fie destul de greoaie și nu înțeleg nimic. De aceea, Lenuța și-a făcut o mare pomană cu mine, pentru că știind că îmi place această scriitoare, mi-a dat o carte în engleză și chiar dacă eu mai vorbesc engleza sau mai bine zis mă uit la filme în engleză, ca să nu uit, mai nu o știu la nivel avansat, dar cât de cât înțeleg și o vorbesc așa la un nivel mediu, dar ca să nu uiți o limbă și în general ca să îți menții anumite cunoștințe, trebuie să repeți, da? Și este o carte în limba engleză, este foarte, foarte utilă, că uite, citindu-le mă amintesc și eu regulile gramaticale, îmi cuvintele și așa mai departe, da? Este foarte, foarte utilă și să știi că chiar o să o citesc. Mersi mult că te-ai gândit la mine și că mi-ai oferit această, cum să zic, gură de aer proaspăt și de câteodată când repeți anumite lucruri pe care le-ai învățat în școală sau pe care le-ai învățat, nu știu, nu neapărat în școală, în viață, îți face bine și cumva te aduce la o stare de bucurie interioară pe care ai resimțit-o la un moment dat, da? Deci asta este... Place foarte mult. Știu că are și Clau, cred că, o carticică în engleză și am zis că o să facem schimb după ce le citim. Noi, citind amândouă, ne ajutăm așa cu literatura. Și mai era în pungă ceva handmade, ce mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ia uitați-vă ce a făcut doamna. E o superbitate. Este un plic. Ia, avem și un ciucurel aici, da? Un plic pentru proiecte, da? Este cosut de ea și mă uitam, i-am scris și în privat, m-am uitat că eu și eu cosând, da? Având, fiind cu
experiență în croitorie, mă uitam cât de mișto sunt făcute cusăturile, deci super, super profesionist, și aici cu etichetă de handmade, cu un buzunăraș pe interior, o idee minunată pentru proiecte, foarte frumoasă, și mereu mi-au plăcut aceste gentuțe cu sute de... le-am admirat mereu pe Instagram, sunt foarte multe fete care, în străinătate mai ales, care fac astfel de gentuțe pentru proiecte și le admiram pentru cât de răbdare au și cât de imaginație ca să combine culorile. Știți că se folosesc în general 2-3 stofe și modul de combinație, deci arată foarte, foarte mișto. Îți mulțumesc din suflet, o să o folosesc cu mare drag și uite chiar acum pun asta că se potrivesc de minune, turcoaz cu turcoaz. Mi le pun aici în gentuța de proiecte și le pregătesc pentru a le lucra, da? Foarte frumoasă, mersi din suflet, ești o maestră. Bineînțeles că orice meșteșugăriță are nevoie de nasturi. Și mi-a trimis Elena nasturi ca să-mi ajungă și sunt toate mărimile, îmi plac foarte mult și știi că îi folosesc și chiar ăștia care aveau inscripție handmade, i-am terminat, i-am tot folosit la proiectele mele și chiar nu mai aveam nasturaj din ăștia și ai fost fix la țanc cu ei. Mi-a mai pus și ciucuraș, că tot, doamne, de când o zic că mai fac și eu gentuțe, pliculețe, dar mai am o idee pentru ciucurașii ăștia, că sunt mai micuți așa, mă gândeam să le inserez aici un act de siguranță sau un cum se zice, o sârmuliță sau un ineluș și să-i folosesc și ca marcatori, nu? N-ar fi o idee? Că au ciucurașii, au aici un orificiu sus și pot fi folosiți ca și marcatori pentru lucruri circular. Știți că eu lucrez foarte mult circular și atunci mă gândeam că ar fi o idee bună să fac și asta. Și bineînțeles că mai am și etichete cu handmade din lemn, foarte drăguțe. Și pe astea le terminasem, deja mi-au rămas alea multicolore. Bineînțeles că în spiritul sărbătorilor avem aici niște decorațiuni pe care o să le folosesc în vlog, mă sârdam neapărat, de lemn. Inimioare, steluțe, căsuțe, ce sunt aici, foarte drăguțe. Oh, doamne, și nu se termină aici, o să vă las cireașa de pe tort la sfârșit. Pentru că trebuie să ne menținem frumoase, uite, fetele au grijă de noi cu creme și geluri de duș. Nu se putea fără, am zis eu că nu mai slăbim noi vece vecelor cu voi, că sunteți toate niște dulci. Și o să dau asta la o parte și o să vă arăt cireașa de pe tort. Cireașa de pe tort care a fost în acest cadou. Fetelor! Vreau să vă mulțumesc tuturor care ne faceți aceste cadouri și să știți că sunt o bucurie nespusă pentru noi și mai ales când primim lucruri făcute de voi, handmade, și ne dăm seama cât de talentate sunteți. Deci sunteți un talent adevărat și din câte știu, Lenuța are o pagină de Facebook și Instagram, uite, o să mai o întreb eu odată să o contactați, să vedeți dacă lucrează și pe comandă astfel. Eu știu că ea vinde astfel de gentuțe. Așa. Dar cireașa de pe tort era această carte. Knitting in no time. 50 easy knit bags, shawls, jackets and more for fast, for fun style și așa. Mereu de griffy, da? 50 de modele simple de genți și șaluri. O să răsfoiesc așa că nu cred că am voie să arăt. Nu cred că am voie să arăt ce e aici, dar e tot așa pentru inspirație, culori, nu știu, să mă mai documentez și o să mai văd ce mai scriu alții, foarte, foarte mișto, abia aștept să mă delectez într-o zi de duminică cu ea, că în general duminica cam mă răsfăț cu lectura și cu revistele mele, cu modele pe care le am, le mai am eu în bibliotecă, da? Mulțumesc din suflet fetelor pentru că s-au gândit la noi și se gândesc la noi și îmi place să împărtășesc cu voi astfel de lucruri pentru că vă dau și vouă niște idei. Că normal, fiecare avem persoane dragi cărora vrem să le facem o atenție și uite, este foarte important și aici vreau să vă dau un sfat referitor la cadouri. Este foarte important să
aveți în jurul vostru persoane, colegi și așa mai departe, încercați să le aflați într-adevăr hobby-urile lor. Pentru că să știți că un cadou care are legătură cu un hobby-ul tău, care este o chestie foarte personală și foarte, cum să zic, care automat îți aduce plăcere, credeți-mă, cu un cadou legat de hobby, niciodată nu o să dați greș. Niciodată, pentru că omul ăla, un hobby în general necesită investiții. Știți că tricotatul la noi necesită foarte multe investiții și fire, accesorii bune și așa mai departe. Și în momentul în care cineva vine cu, nu știu, cu o pereche de andrele de firmă sau poate cu niște fire mai deosebite sau uite cum aici cu o gentuță lucrată manual, da? Sau cu, de exemplu, uite, eu știu sigur că Mihaela Marian a reținut că mie îmi place foarte mult alpaca și mi-a trimis aceste fire de alpaca, da? Te ung la suflet și într-adevăr îți dai seama că omul respectiv chiar a depus efort și a ținut cont de preferințele tale și de, da, de, uite, de exemplu, Florin, care mi-a făcut această brățărică, da, soțul Alexandrei, a ținut cont că mie îmi place culoarea mov, da, și a venit cu acest detaliu care contează enorm de mult și eu știu că și Claudia vă spune de foarte multe ori, detaliile contează, micile detalii contează, nu trebuie să fie neapărat cadouri foarte costisitoare, da, dar când sunt făcute cu drag și când sunt, cum să zic, când te ating acolo la sufletel, da? Deci pe mine m-a impresionat că fetele au reținut că ne place să citim și uite, Alexandra, eu știu că ea a citit cartea asta și o împărtășește cu noi, da? Este o carte pe care a citit-o ea și care a considerat că o să ne placă și nouă, da? Ca și Lenuța tot așa a sesizat din videoclipurile mele că îmi place această scriitoare. Și nu pot să, deci nu pot să nu lăcrimez, cum a zis Mihaela în scrisoarea ei, că ți-am trimis acest șervețel în caz că te apucă plânsul. Și chiar așa este, pentru că îți dai seama cât de mult, cât de atent este persoana respectivă la tine și ține cont de ce îți place să faci, ce, da? Și da, testatul firelor noi. Deci știți de câte ori am trecut eu pe lângă astfel de fire și am zis că bă, nu știu dacă o să reușesc să le fac, nu știu dacă, și nu mi le-am cumpărat, că na, puteam să mi le iau. Și uite că Mihaela a zis, a decis că da, uite, hai să iau pentru test. Și asta te încălzește cel mai mult, da? Nu contează valoarea, nu contează absolut nimic în viața asta. Să vă faceți plăcerile voastre și în momentul în care oferiți cuiva un cadou, să țineți cont și de preferințele lui, că noi de multe ori tindem, știți, să luăm în considerare preferințele noastre personale. Mulțumesc din suflet că ați urmărit acest video, sper că v-ați relaxat alături de mine, v-ați băut o ceașcă de ceai, o cafea, ați tricotat ceva și vă aștept, bineînțeles, în fiecare vineri la ora 19 la emisiunea Vise Împletite pe canalul meu și al Claudiei. Nu ne arătați pentru că avem o familie foarte frumoasă acolo, avem mulți corespondenți, avem o echipă de producție, pot să spun deja destul de, care ne ajută și ne oferă niște materiale foarte frumoase, foarte frumoase și foarte informative, da? Urmăriți emisiunea de vineri și o să vedeți acolo că avem niște fete foarte deștepte și foarte educate, da? Avem Florica Maxim cu rețete, avem pe Narcisa, iarăși, acum mai nou este și Luminița Toma, care, și mai sunt fete care urmează să ne... avem Mihaela Marian, care ea împreună cu soțul ne filmează, avem pe Ana Camelia Mihaela Andrieș, care compune niște melodii superbe și ne ajută de foarte multe ori în emisiune. Și mai sunt foarte, foarte multe fete care ne sprijină și vă invităm să vă alăturați echipei noastre frumoase pentru că merită să ne petrecem niște zile, niște seri de vineri extraordinare. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc o zi minunată și nu uitați că este păcat să irosiți timpul cu activități care nu vă fac plăcere.